ieri au fost primele 5, mâine ultimele 4. Așadar, FC Bihor, FC Argeș, meci extrem de interesant la Oradea, pe stadionul Iuliu Bodola. FC Bihor începe în poartă cu Pânzariu. În apărare sunt Călin Jurj, Daniel Stan, Farca și Ioviță. La închidere Gunie și Sorian, Orădene. FC Argeș, pregătită de Eugen Beza, este antrenorul interimar al piteștenilor, după ce principalul Alexandru Pelici a fost demis. Eugen Beza, Alexandru Pelici, locul 16, îmi cer scuze, și nu locul 18 pentru FC Argeș. Locul 16 din 20 de echipe, 3 puncte în primele 4 etape. Cel care a antrenat-o și pe FC Bihor în sezonul 2013-2014, cea mai mare ocazie de până acum în partidă. Ce șansă are Chitaș, acolo unde FC Argeș a fost învinsă de CFR Cluj. Este din nou ocazie importantă, va arăta chiar foarte bine. Să vedem dacă a fost sau nu offside la această fază. Extraordinar Buhăceanu de la margine, totuși. Hai să vedem, s-a ridicat sau nu fanionul? Se pare că nu. Buhăceanu totuși aștepta o an. Iată aici FC Bihor în ofensivă. Un șut de la distanță! Deloc rău șutul, cerea mingea undeva în partea dreaptă. Ban. Vine centrarea și este gol! Marchează Daniel Stan, 1-0, minutul 52. În cele din urmă, Bihorul este răsplătit încă o dată. Centrare, poziție regulamentară. Aici mingea se lovește de Ioviță, care fără să vrea îi oferă un assist lui Daniel Stan. Singurel, Scarlatache a fost din alt film la această fază. Iată-l, avea om liber în spate, Scarlatache. Centrarea este de calitate. Sorian aruncă această minge în careul advers. Mingea lovește. Echipa a dispărut realmente. Să-l vedem însă pe Dorian Bertrand aici. Minge reținută cu ceva emoții de portarul Pânzariu. Rapid reușind să joace și cu FCSB, reușind să joace și în cupele europene. Ocazia lui Milciu Angelov, bulgarul. Cu FC Argeș în ofensivă, din nou Milciu Angelov în față cu Ricardo Farcaș. Capitanul orădenilor este păcălit, Dorian Bertrand. Poziție regulamentară a lui Dorian Bertrand. Intervenția lui Pânzariu. Deja se simte... Oh! Ce șut! Ce șut fantastic! Bucur reușește să blocheze. Fantastic șutul lui Gunie. Și este bară! Bară transversală! Capitanul Ricardo Farcaș. Încă o dată șansa aceleiași Gunie. 2-1 a fost Gunie în ultimele minute. Milciu Angelov, Dorian Bertrand. Șutul lui Dorian Bertrand! Parada lui Pânzariu! Vine acolo să-l felicite Ricardo Farcaș. O intervenție cât o calificare în grupele cupei României. Dacă va fi să fie, pentru că FC Argeș pune o presiune fantastică asupra porții adverse în minutele de final ale acestui joc. Și ocazie din nou monumentală. Da, scapă liber aici în partea dreaptă Kindlea, șutul lui Kindlea! Mingea trece alături, cred că a fost intervenția lui Bucur. Vom vedea dacă este corner sau nu. Suplimentare, iată-l pe Kindlea, liber, singurel în partea dreaptă. Șut bun, dar mingea este indiscutabil respinsă. Este ca și eliminată și din cupă de o echipă de Liga a treia. Se termină meciul, doamnelor și domnilor. Victorie mare, victorie uriașă, calificare meritată pentru FC Bihor în grupele Cupei României. Bihorul, echipă de Liga a treia, elimină FC Argeș, una dintre pretendentele la
promovarea în Superliga. Daniel Stan a marcat unicul gol al acestei partide în minutul 52. FC Bihor așadar merge în grupele Cupei României. Succes mare pentru FC Bihor, formație care are ca obiectiv promovarea în Liga a doua.